Premierul Florin Câțu nu vrea introducerea certificatului verde în țara noastră. Măsura este luată în calcul de mai multe state europene și este cerută inclusiv de reprezentanții domeniului Horeca. Câțu susține că vacanța de vară a românilor din acest an va fi mult mai relaxantă față de cea din 2020, însă totul este posibil atâta timp cât oamenii înțeleg importanța vaccinării. Mediul privat, Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei au format un grup de lucru care discută posibilitatea ca românii vaccinați să scape de restricții în domeniile Horeca, al evenimentelor, în domeniile cultural-artistice și sportive. Premierul Florin Câțu neagă însă posibilitatea introducerii unui certificat verde și promite că vacanțele de vară vor fi mai relaxate în acest an decât în 2020. În cel mai rău caz, vom avea 5 milioane de oameni vaccinați în următoarele două luni. Scenariul cu 5 milioane este un scenariu pesimist realist. Pot fi 6,3 milioane de persoane vaccinate. În niciun caz. În România nu se va aplica certificatul verde. Românii vor merge în vacanță fără. De aceea avem acest comitet interministerial pentru a asigura că sunt reguli pe care le vor respecta, dar fără certificat verde. De cealaltă parte, reprezentanții mediului de afaceri spun că certificatul verde propus la nivelul Uniunii Europene nu este deloc o idee rea. Ideea este foarte simplă și corectă. Noi venim cu propuneri prin care sectoarele închise complet sau restricționate, restaurante, hoteluri, nunți, evenimente, teatru, cinema, sport, să fie deschise în formula pași mici și siguri până la deschiderea totală. Ar putea apărea două zone distincte, complet demarcate, cum erau în trecut zonele de fumători și de nefumători. Persoanele vaccinate sau cu test negativ de COVID vor avea acces într-o zonă separată în care nu vom mai fi obligați să se supună restricțiilor care în acest moment limitează la 6 numărul de persoane la o masă sau impun 2 metri între mese. În schimb, persoanele nevaccinate sau fără un test negativ vor intra în altă zonă a restaurantului, unde vor fi valabile restricțiile impuse de autorități, a declarat președintele Hora. Premierul a promis că se va așeza la masa negocierilor cu reprezentanții din domeniul Horeca. O să am întâlnire cu asociația Hora, să vedem ce soluții găsim, dar totul depinde, și asta este și mesajul meu și mâine și în fiecare zi, depinde de cum merge campania de vaccinare. Dacă vrem să ne întoarcem la normalitate, și am dat această țintă de 1 iunie, pentru că putem să ne vaccinăm până atunci cel puțin 5 milioane de persoane, trebuie să ne vaccinăm. Este o condiție necesară pentru a putea trece mai departe. Această adeverință electronică verde a fost propusă în 17 martie de Comisia Europeană și este în curs de aprobare la nivel comunitar. Adeverințele electronice verzi vor fi valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pilonul principal va fi emiterea certificatului verde de către UE pe 14 mai. Vor exista un QR code unic, iar autoritățile vor putea verifica în orice moment autenticitatea documentului.